something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. De câțiva ani încoace, generația tânără trăiește la final de octombrie în spiritul sărbătorii de Halloween. Puștimea se pregătește temeinic pentru petrecerile tematice cu costume înfricoșătoare. Holurile școlii Lucian Grigorescu au fost luate numai decât cu asalt de dovlecii specifici sărbătorii. Când ciocăniți la ușile claselor, ce spuneți? Ne dați ori nu ne dați? De unde ați apărut doi dovleci într-o școală? Suntem costumați de Halloween. Ah, și tu tot de Halloween te-ai pregătit? Da. Dar de unde ai atâtea decorațiuni interesante? Le-am cumpărat. Dacă în alți ani costumele de Halloween se găseau mai greu, iar abilitățile de creație ale rudelor erau puse la încercare, anul acesta multe dintre costumații au fost de cumpărat. Cum te cheamă pe tine? Pe mine o cheamă Regele Artur și ea este prințesa mea. Ea este prințesa ta, așa veniți voi îmbrăcați la școală? Sunteți la școala monștrilor? N-am înțeles. Ce se întâmplă astăzi în clasa voastră? Halloween. Și v-ați costumat pentru Halloween? Da. Cum vreți să petreceți? Cum v-ați propus să petreceți prințesa? Nu prea știu încă. Ești mai liniștit așa la locul tău, da? Chiar dacă nu au optat pentru costume unicat, măștile elevilor au fost originale. Găsiți copii care să sperie de voi? Da! Mergem și la măști să le întrebăm. Voi ce aveți de gând să faceți astăzi? Dansați? Noi avem de gând să facem o petrecere. Școala Lucian Grigorescu a fost invadată de vrăjitoare. Sunteți vrăjitoare bune sau vrăjitoare rele? Bune. Bune. Ce vrăji ați făcut până acum? Ca toți copiii să se costumeze într-un personaj preferat, să aducem bomboane, să ne costumăm și să ne distrăm. Da. Altceva ce ați făcut astăzi? Ce ați pregătit? Am pregătit compuneri, poezii, tot felul de costume, ne-am îmbrăcat în ele, să speriem lumea, să ne costumăm, să luăm bomboane de Halloween, să ne distrăm. Bravo! Cum v-ați distrat? Ați dansat? Ați cântat? Da, am dansat. Mândrii de felul în care arătau copiii și-au etalat ținutele în cadrul unei parade inedite. Pe an ce trece, Halloween-ul devine o sărbătoare care nu trebuie ratată sub nicio formă, mai ales de cei mici care au văzut în ziua de 31 octombrie ocazia perfectă de a petrece în stil american.